ce onești. A fost atunci un transfer care a surprins pe multe lume. Am avut o ruptură de mușchi și n-am plecat la Kayserispor. Am fost în pregătire, m-a chemat Mulțescu și n-am putut să mă refac. Și am ales să-mi revin, zic, 6 luni, ori Astra, ori Onești. Cu Astra nu m-am înțeles și Oneștiu m-a zis, da, sunt de acord, să ne ajuți. Era Neapuiu. Da, era Neapuiu. Și am... un om care îi plăcea fotbal. Aveți vreo amintire de acolo? Da, ce amintire. Îi plăcea să joace la rulete, îi plăcea să joace jocul de noroc. Da, asta este, ce să faci. Știați că pleca cu banii de la echipă și... Tot timpul și-a ținut promisiunile. Și cum era? Vă rugați investiați să câștige ca să vină banii sau cum? Mai râdeam câteodată. Îl întrebam dacă a pus obroșul, că e normal, om negru era. Dacă a câștigat.